urmărit aici la târgul de carte de la Brașov. Evident că sunt onorat că sunt prezent aici și am fost atât de elogios prezentat de directorul general al editurii RAO, o carte care scoate foarte multe cărți, foarte multe titluri în fiecare an și într-o înfățișare grafică excepțională, așa cum este și această carte. Rămâne ca dumneavoastră să apreciați cât de bună este această carte. Dar înainte de a spune toate lucrurile acestea, aș vrea să spun că această carte este în primul rând o carte politică, în al doilea rând este o carte polemică, e mai puțin o carte memorialistică. A fost în intenția mea să-mi scriu memoriile, pentru că am considerat că nu sunt o personalitate care să fie fost în spatele ușilor închise și care se dețin secrete care trebuie neapărat comunicate posterității, ci m-am așezat pe o poziție de care, într-adevăr, sunt mândru că am făcut-o la momentul oportun. Momentul oportun s-a petrecut la 22 decembrie 1989, în momentul în care Ceaușescu părăsea Comitetul Central în elicopter, eu părăseam televiziunea cu gândul de a nu mai mă întoarce acolo. Numai că două ore mai târziu, în prima apariție televizată